Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Roxelana Radu, sunteți la Clubul Artelor, în direct, ca în fiecare miercuri, de la ora 17. Discutăm astăzi, în ediția de astăzi așadar, discutăm despre sănătate și prevenție. De ce să nu recunoaștem un subiect la ordinea zilei sau poate că la ordinea tuturor zilelor sau a tuturor veacurilor și a vieții omului. Iată, sănătatea nu ne este indiferentă niciodată, iar prevenția nici atât. Cu atât mai mult cu cât în paranteză fie spus, spun gurile rele că ar fi mai scumpă decât sănătate. Dar asta este o altă discuție pe care poate o vom face astăzi sau poate că altă dată. Cu cine discutăm despre toate aceste lucruri? Cu invitații mei de astăzi, în număr de 3, iată, ne fac onoarea să ne treacă pragul studioului Campus TV și am să vă prezint numai decât doamna domnișoara Andra Maria Larisa Busuioc, care este președinte al Asociației Investește pentru Viitorul Tău Buzău. Este de asemenea directorul unei companii de suplimente alimentare, dermatocosmetice și wellness, mare companie din Turcia, căreia din rațiuni pe care le înțelegeți noi vom spune numele acum, în continuare. Doamna, doctor, Mădălina Drăgan, medic endocrinolog și nutriționist, și domnul doctor Daniel Drăgan, specialist în acupunctură medicală și nutriție energetică. Tuturor vă spun bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc că sunteți prezenți astăzi în platoul emisiunii, în platoul Campus TV, pardon, și mulțumesc că, iată, veniți cu un subiect de actualitate, mai ales că, în afară de faptul că toți trei sunteți preocupați și poate că cu precădere cei doi medici care, iată că am uitat să vă spun, sunt soț și soție. Da, după nume. Poate mai frumos. Așa. Putea să fiți fraze, da. Ce nu? Și asta e drept. În afară de faptul că sunteți preocupați de starea de bine și de prevenție, sunteți preocupați și de mediatizarea acestor lucruri și acum am în vedere evenimentul care ieri a avut loc la Consiliul Județean și despre care o să o invit pe domnișoara Andra Busuioc să ne povestească. Așadar. Bună seara, în primul rând. Numele meu este Andra Busuioc, sunt președintele Asociației Investește pentru Viitorul Tău Buzău. Este unul din proiectele care a început în urmă cu mulți ani. Am avut diferite teme cu ONG-ul de-a lungul anilor. Am avut și despre partea de cancerul de sân. Am avut, ultimul a fost anul trecut în aprilie, cu domnul Vasile Prăjescu, căruia îi păstrăm o amintire foarte frumoasă. Da. Da, despre sănătatea, despre posibilitatea și cum am putea să ne tratăm. Iar acum am dat startul unui alt proiect, care vrem să nu se oprească aici, în primul rând, pe partea de imunitate. Și vă spun și de ce m-am convins să fac acest eveniment, pentru că eu am o fiță de 5 ani jumătate, și când avea 6 luni de zile, avea temperatură de nu mai știam ce să-i fac și domnul aici de față a tratat-o de la distanță prin acupunctură. După 4 zile de febră în care ajunsesem și la spital și la... Acupunctură de la distanță? Da. Și atunci am zis da, este posibil, eu nu credeam. Și de atunci mergem și pe partea de biorezonanță, cu copilul doar fără antibiotic, în 5 ani jumătate. Am medicii tot timpul la... dispoziția la un mesaj distanță. Da. Problema nu se pune de credibilitate a acupuncturii de la distanță, ci din punct de vedere tehnic mă gândesc oarecum... cum e posibil, dar o să ne urmărească domnul doctor Drăgan, cu siguranță. Și am spus, dacă eu am reușit, un om de rând, să fac să cresc imunitatea copilului meu în 5 ani jumătate, să nu fiu nevoită să ajung la antibiotic, ar trebui să venim cu altceva către buzoieni, în primul rând, și de ce nu către toată lumea care ne urmărește în acest moment, pentru că, da, sunt informații valoroase și nu trebuie să le ținem doar pentru noi. Sigur, cu atât mai mult cu cât ne vin în ajutor nouă copiilor noștri. Și chiar și nouă. Sigur, chiar și nouă. Bun, uite, întreb, ca o curiozitate. În acești 6 ani de zile copilul n-a mai făcut niciodată, n-a mai răcit, n-a mai avut temperatură sau febră? Sau... Ba da, da, a răcit, dar nu mai suntem chiar atât de să ajungem la febră. Fețea mea înainte era genul de persoană, de exemplu, care făcea febră 40-41. Din prima. De 2 ani de zile nu mai știu ce este aia temperatură, decât o stare subfebrilă. Până într-un 38. Până 38. Că răcim, avem ucișor, tușim, da, este perfect normal.
Dar dacă prevenim înainte, să tratăm și luăm din interior spre exterior, se vede un mare este avantaj. Este perfect normal, pentru că este o reacție a sistemului imunitar, exact, la boală. Exact. În sensul ăsta. Trebuie să lăsăm. Mămicile, de exemplu, se sperie foarte tare și eu am fost una din ele. Ne speriem la faptul că copilul nostru face febră. Dar este perfect normal. Eu mă sperie și când fac eu. După 4 zile, după 4 zile putem să ne speriem. Deci asta am învățat și eu în decursul anilor. Este perfect normal. Organismul luptă și trebuie să mai lăsăm și organismul să lupte. Nu să-i dăm din prima alternative. Eu cred că în primul rând organismul trebuie încurajat să lupte. Da. Cred că noi am uitat asta. Cred că noi suntem pierduți în multe tratamente și de la care așteptăm minuni. Și de ce să nu recunosc că și eu prefer să treacă într-o jumătate de zi cu nu știu câte medicamente decât să aștept și să las organismul să-și facă treaba pentru care a fost făcut el, adică imunitatea. Bun. Așadar, dumneavoastră, v-ați gândit că ar fi util seminarul ăsta. Da, și de aceea am zis să... S-a confirmat opinia dumneavoastră ieri la eveniment. Cum sunteți de părere? Am primit un feedback foarte pozitiv din partea celor care au participat. Și chiar și aseară mi-a sunat telefonul, după eveniment am ieșit cu toții să mai vorbim. Mm-hmm. Și îmi sunat telefonul și primeam și mesaje de mulțumire și că am învățat ceva nou. A fost și interactiv, am lăsat oamenii din public să pună întrebări. Așa că vă îndemnăm de acum încolo pe cât mai mult să fiți alături de noi, pentru că începem un mare proiect pe tot decursul anului cu diferiți medici, nu doar de nutriție și diabet și pe partea de endocrinologie. O să avem mai multe proiecte. Și eu vă invit să fiți alături de noi și veți fi prima care o să le aflați. Și să vă promovați înainte de a ține evenimentul, de a avea loc evenimentul propriu zis. A fost el pe măsura așteptărilor ieri? Ce părere aveți? Ați avut public numeros în sală? Cine a trebuit să fie a fost. Cine a vrut să afle informația a fost, au fost numai ochi și urechi și le mulțumesc pe această cale tuturor care s-au uitat la noi. Iar dacă cineva dorește, avem și înregistrarea evenimentului, pentru că am spus că vreau să o pun pe pagina ONG-ului, să rămână acolo. Investește pentru viitorul tău. Asociația investește pentru viitorul tău, Buzău. Da. Bun. Păi așa stăm lucrurile. Aș vrea să lămurim înainte de orice altceva. Următoarea chestiune. Dacă putem să definim sănătatea ca fiind absența bolii, pentru că dumneavoastră, iată, sunteți medici și cred că ați putea să dați un răspuns autorizat. Sănătatea, da. Sănătatea este absența bolii? Nu este doar absența bolii, dar nu e doar asta, ci mai degrabă e o stare de bine. Persoane nu ar trebui să trăiască cu gândul nu vreau să fiu bolnav, ce ar trebui în primul rând să aibă acea stare de bine care să-i permite să fie fericit. Și din păcate, foarte multă lume nu înțelege că, și am mai intrăm pe partea de regim, de alimentație, pentru că în final și subiectul de ieri, cam la asta s-a referit, foarte multă lume mă întreabă ce regim ar trebui să țin ca eu să fiu sănătos, să mă simt bine. Din păcate, ceea ce îi spun eu nu e regim, ci e modul normal de viață, exact, la care noi, eu și soția, cel puțin de 15 ani, noi nu credem în regimuri. E modul normal, zi de zi, pe care el ar trebui să-l implementeze în viața lui, în așa fel încât el să se simte bine. Dar dacă, într-adevăr, ar avea de corectat o patologie, o boală gravă, și vin la noi persoane cu inclusiv cu patologii grave de tipul nu mai pot să mai meargă, au poliartrită cronică, reumatism, deformări de articulație, atunci, da, trebuie să-l trecem la un regim în așa fel încât corpul să-și activeze mecanismele de vindecare și atunci merg pe un regim denumit regim mai strict, mai dur, de care de multe ori și eu m-aș speria, dar e condiția de bază ca el să într-adevăr să se vindece. Eu am întrebat asta pentru că, în general, medicina alopată așa definește sănătatea, ca fiind absența bolii. Acum, dumneavoastră mi-ați dat un răspuns care se duce mult către segmentul holistic al medicinei. Da, da, pentru că pregătirea mea e mai mult pe parte de energetic, de-aia spun că am nutriție energetică ca bază și acupunctură, mai puțin pe alopat. Într-adevăr, noi am abordat, cel puțin la Academie, unde am studiat la Moscova, am abordat omul ca o entitate energetică, corp, trup, suflet. Și în fața noastră, de exemplu, veneau medici alopați, celebri din Moscova, și analizau un caz medical, pornind de la
știu, istoricul părinților, de la apartenența religioasă, traumatisme emoționale, îi treceau prin analize sofisticate de laborator, pe de altă parte veneau cum funcționează meridianele energetice, ce alimentație îi dau și eram uimit. Nu înțelegeam cum acolo, bine, pe bugete foarte mari ce trebuie să făceau lucrurile astea, acolo așa de complex era analizat o persoană, un caz, dar și rezultate erau pe măsură. Și într-adevăr tot acolo am studiat și am învățat că probabil doar în ramura respectivă, în partea respectivă a pământului, în Asia, în la ruși în Asia, am învățat să abordez tratamentul și de la distanță, că erați interesată. Da, și chiar am să vă rog să explicitați. În primul rând, copiii sunt mai susceptibili. Acupunctura, de la vârsta mea, acupunctura, dacă rostesc cuvântul, mintea procesează imediat niște ace, înfiptă în niște puncte, niște centri nervoși, nu știu exact. Vreți să intru în amănunte mai tehnice sau... Vreau să spuneți un principiu. Telespectatorii noștri, sigur că da. Corpul nostru fizic este doar o structură care practic se creează pe baza sistemului energetic pe care noi îl avem. Deci noi suntem practic 90% structură energetică și doar un 10% structură fizică. Momentan medicina vede invers. Structură fizică și o mică, foarte mică pondere structura energetică. Și având în vedere că atât de mult suntem energie în straturi foarte mari, mult, noi ne extindem mult dincolo de această cameră, dincolo de corpul nostru fizic și interacțiunea noastră între noi ca oameni se face foarte mult prin această energie. Și atunci, așa cum un preot se poate ruga pentru cineva la distanță și se produc niște modificări benefice, așa cum cineva poate să facă un blestem de la distanță și se produc niște modificări în sens malefic și prin acupunctură, în sens medical benefic, pe omulaj se pot produce efecte la distanță și sunt foarte puternice, cu atât mai puternice cu cât mama lucrează pe copil, tată lucrează pe copil sau pe rudă, pentru că acolo este și o legătură la un alt nivel, un nivel mai subtil și mai profund. Emoțional, da. Exact. Așa este. Da. De ce la Moscova? Mi-a fost înlesnit accesul, o tradiție, dar e pe filieră coreeană. Mi-a fost înlesnit accesul la informația lor și au vândut-o foarte bine, pe bani scump, dar am avut acces. Pe când am încercat, de exemplu, să studiez în China și n-a fost la fel de facil. Sunt mult mai scump, mult mai ermetici, cum se spune, și nu au vrut să-și dea informațiile. Pe când cei de la Moscova, prin Academia de la Moscova și prin profesorul Park, eu sunt eleva maestrului Park Jeu și maestru în acupunctură, da, mi-au oferit totul și am beneficiat de cunoștințele lor. De ce v-ați dus către segmentul ăsta? Noi vă ascultam acum și încercam să... Deci procesam ceea ce mi-ați spus și... Am o comunitate pe TikTok, pornesc, vedeți că un pic în urmă. Am o comunitate pe TikTok foarte mare, peste 100.000 de oameni, mii de oameni abonați la newsletter și am învățat de la ei un lucru. Omul nu reacționează decât la boală și la durere. Da. Și evident dacă plătește bani mulți. Atât poate să ia o decizie puternică în viață. Eu am avut același tip de reacție undeva pe la 30, 28, 29, 30 de ani, când am avut poliartrită gravă. Nu mai puteam mișca, nu mai puteam... Incredibil. Deja v-am scalat așa. Și nu pare a fi. Ca nemedic așa. Am fost un pachet de boli datorită unor concepții greșite, a unei alimentații greșite venite de la părinți. Din păcate, ei nu mai sunt. Tot din cauza alimentației și a concepțiilor greșite. Și mie mi-au transmis același mod de a mă alimenta, același mod de viață. Adică asta este etiologia poliartritei? Da, e o boală inflamatorie pornită de la o alimentație greșită din copilărie. Pornește totul cu o simplă balonare, la modul cel mai serios. Și majoritatea patologiilor de tipul acesta ajung la inflamații articulare. Mai târziu, orice inflamație ținută, menținută luni de zile, ani de zile, într-un sistem, într-un țesut, ajunge la distrucție de țesut, deformări articulare, eventual distrucție articulară. Peste 70% din populația României, populația globului în final, suferind de boli inflamatorii, pornind la o simplă balonare. Bolile articulare sunt tot pornite de la boli inflamatorii.
articulare și apoi boli destructive articulare. Sigur, ele sunt degenerative. Da, am avut de două ori hepatită, gastrită, ulcer, dublă hernie, bilateral și la 30 de ani, ceea ce m-a lovit, cum se spune pe românește, m-a trântit la pământ, a fost poliartrita, nu m-am mai putut deplasa, făceam sport de performanță pe vremuri, a trebuit să mă las efectiv de modul meu de viață, nu mai puteam juca cu copilul și atunci eu predam și deja. Ce v-ați spus? Predam acupunctura deja atunci. Și a fost, știți cum e, lai sau bălai, fac ceea ce predau sau nu fac. Și am decis, al Damascului din viața și am decis, unde ne luminăm așa. Am decis un lucru simplu, renunț la lactate și derivate de lapte și pâine derivate de grâu. Aveți cuvântul meu, într-o săptămână m-au lăsat durerile. Și mi se confirmă acum și Mădălinei se confirmă, pentru că și acum primim e-mail-uri. Ieri am primit un e-mail de la un bătrân. Și mi-a spus, domnul Drăgan, să vă dea Dumnezeu sănătate, am ținut cura cu apă pe care mi-ați recomandat-o pe e-mail și am reușit să merg din nou, fără niciun medicament. Avea poliartrită reumatoidă, severă, în imposibilitatea de a se mai mișca, era imobilizat la pat. Cred că într-o săptămână jumătate a reușit să meargă din nou. Doar cu alimentație, apă, hidratare și cu restricțiile alimentare, care de fapt înseamnă să scoatem o travă din alimentația noastră curentă. E doar o travă. Eu sper că vă dați seama că e greu de crezut. Abonați-vă. Eu când l-am cunoscut pe Daniel prima oară, acum vreo 7-8 ani de zile la București, am zis, ce a găsit? Adică de ce? Că ei mâncau natural. Eu mâncam prosioare, cartofi prăjiți, cărniță și tot timpul ținea prelegeri. Și azi, odată, mâine, odată. Până când am stat foarte mult și am intrat în subiect și am aflat de ce balonare, de ce nu mă simt bine, și am pus în practică. Nu pot să spun că în totalitate, încă nu am reușit, dar măcar evit perioadele de criză, cum erau înainte. Hernie de disc la vârsta mea, care am descoperit acum vreo 8 ani. De fiecare dată când merg la remene, că am mai mers de mai multe ori de-a lungul timpului, ca să descoper că am două... cam dublă hernie, medicii se mirau. La ce faceți cu dublă hernie? Sunteți activ. Vreți să vă spun, nu mă credeți. Spuneți-mi, nu m-am crezut niciodată. Doar din alimentație? Da, doar din alimentație. Nu consum alimente proinflamatorii, iar baza lor proinflamații sunt create de derivate de lapte, derivate de pâine, zahăre. Și mănânc cât mai mult crud, ceea ce se vede probabil în ceea ce rumați. O să ajungem și la ceea ce se vede, că ce se vede, se vede bine, se vede frumos, se vede îmbietor, nici n-ai zice că e năut, roșie și niște chestiuni atât de simple, da? Exact. Da. Și gustoase. Și gustoase, da, n-am... Și un lucru atât să mai menționez și baza seminarului de ieri, baza seminarului de ieri, de fapt, a fost o paralelă cu alimentația omului paleolitic. Noi suntem adaptați ca specie, că avem în gene, purtăm în gene, cam 2 milioane de ani ne-am alimentat fix după modelul omului din paleolitic. Crudități și post mult, cu apă. Alergam 2 zile să prindem vânatul, dar timp de 2 zile făceam foame și mâncam doar ce găseam pe marginea pădurii sau în pădure. Germeni, plante mici, frunze, fructe acre, vitamina C, eram expuși la soare. Asta și-a pus amprenta asupra noastră, ca specie. Iar noi suntem de 10.000, doar de 10.000 de ani, nu de 2 milioane de ani, suntem total deviați de la modul ăsta natural. Și de aici pornește toată boala asta și explozia de farmacii. Conștientizați faptul că ceea ce propuneți nu este o rădăcină sau... Nu, dar nu am rădăcină. Asta pentru că am vorbit adineauri, dumneavoastră propuneți o schimbare totală. Vrem sănătate, da. Din... rădăcini. Nu. Să știți că țelina, morcovul, cartoful, păstârnacul, pătrunjelul erau în arealul Mării Mediteraneene, în arealul Chinei, din flora spontană. Ele erau consumate de populațiile de acolo. Erau cultivate de om. Da. Ce ne oprește să mâncăm acum morcov? Unui mod de viață. Da. Adică e ori-ori. Da. A treia nu există. Nu. Și de-aia vă spun că ajung la ori-ori în ideea că doar un om... motivat de durere, de suferință sau financiar, de exemplu, intră la un curs, doar atunci face modificarea asta în viață. Altfel nu au optăria. Oftați. Da, nu, bă, pur și simplu, fără niciun motiv. Pentru că întâmplător sunt de acord cu dumneavoastră. Da. Din convingere. Durerea. Da. Din convingere și din proprie experiență. Da. Și ce faceți?
Ca pentru viitor, ce avem în general, acum. Așa. Sunteți, aveți în... Parcă vorbeam înainte de emisiune, un cabinet privat? Nu, nu mai am de câțiva ani. Unde vă desfășurați activitatea? Online. Pentru a da și acces, de zile, cam de, da, exact, cam de 20 de ani am ținut cursuri de acupunctură cadrelor medicale, adică rolul meu pe piața asta a fost să școlarizez medicii în a avea o competență în acupunctură, dar pe ramura mea de acupunctură. Și mi-am dat seama că, de fapt, boala e mult mai bine intrată în populație, mentalitate, și mi-am mutat focusul de pe medici, pe canale media, gen TikTok, și am încercat să intru cât mai mult în a schimba un pic mentalitățile omului. Cum e? Care e feedback-ul? Apropo de faptul că... Sunt șocat de... De ce? Concepțiile, într-adevăr, greșite, care sunt implementate, duse la nivel de subconștient, că noi, ca oameni, ar trebui să mâncăm asta. Vă dați seama că sunt secole de când facem asta. Da. Dar așa, totuși, comparați secole, noi astăzi pronunțați secole, comparați cu 2 milioane de ani în urmă. Aici e problema. Dar asta e. Eu și soția încercăm, ne zbatem, muncim. Ce facem? Am făcut foarte mult pro bono, adică nu am cerut bani pe consultații. Îmi imaginez că da, pentru că iată vă prezenți la acest eveniment la Buzău și intuiesc că o faceți pentru a împărtăși din această experiență. Și mulțumesc. Cât să-ți dau că, uite, mi-a schimbat viața. Chiar ieri a venit una din fete la noi și a spus, am dat kilogramul acela jos din nou pus la Crăciun. Și a zis, bine că ai pus doar unul, pentru că asta, avem masa cu de toate și doar un kilogram. Și s-a luptat cu el și l-a dat jos și continuă slăbirea pentru că vrea să rămână însărcinată și vrea să dea viața unui copil sănătos și începe cu primul pas, schimbarea alimentației. Tot ce a povestit doctorul Drăgan aici. Puteam să vă spun cum am văzut acum 8-9 ani când ne-am întâlnit. Și acum 8-9 ani și acum. Da. Eu eram pro-alimentație. Cum percepeți toată? Eu am început, eram mai grăsuț, aveam cam 15 kg, 20 în plus și cam din anul 3 de facultate și poate părea o poveste morbidă, dar vă zic, a venit în cabinetul de chirurgie, eram stagiar atunci, un domn la undeva la 180 de kilograme, abia se mișca, era ținut de alți domni ca să poată intra, cu o infecție a glandelor sudoripare și din cauza acelor infecții erau foarte dureroase și a trebuit să-i facă incizie, scos puroi și toate cele. În momentul acela am zis că eu nu vreau să ajung așa. Pentru că știam că nu mănânc toată ziua din cauza cursurilor, ajungeam seara acasă, mâncam cartofi cu carne. Și chiar dacă știam principiile unei alimentații corecte, eu cred că informația ne este la îndemână tuturor. Nu cred că Andra sau dumneavoastră sau oricine ne urmărește nu știe informația. Cum e, nu mai știți. Fast-food-ul și junk food-ul, știm informația. Dar asta nu înseamnă că avem timpul, poate, dumneavoastră, tineri fiind, n-aveți timpul ăla. Nu e. Timp avem. Pentru că a prepara o salată durează 10 minute, a face cartofi prăjiți durează până la 30. Da? Da. Unde faceți astea? Unde? Ce anume? În timpul zilei. Salatele. N-aveți unde. Da, dar în același timp, dacă punem o masă, o perioadă de 8 ore, de exemplu, de mâncat. Mâncăm micul dejun acasă, ne trezim cu 20 de minute mai devreme, lăsăm carbohidrații mai departe și mergem pe grăsim. Gustarea la ora 10-11, un fruct, apoi la amiază, la 2-3, putem comanda din oraș, putem să ne luăm la pachet și ne punem câteva rădăcinoase, cum spunea Daniel, plus un fel principal, adică nu combinăm aceste alimente. Câteva rădăcini, că se duce mai bine mesajul în palul rădăcinii decât un morcov cu oțel, da, rapid făcute, pus într-o caserolă și niște hrișcă lângă, de exemplu, și gata, am făcut prânzul. Apoi, după amiază, la ora 4, dacă suntem încă la servici, mergem pe oleaginoase, pentru că se găseau migdale și toate acestea în... Dintotdeauna. Sunt și acum le putem cumpăra foarte ușor, 30 de grame, cât încape în căușul palmii și deja avem 4-5 mese asigurate. Cina, un fel principal și atât, se poate merge foarte ușor și deja ne-am pus toată, ne-am multă, organizat toată ziua. Și apa aici este un proces, nu se bea niciodată în timpul mesei, pentru că o să îngreuneze digestia, ne simțim balonați. Bea tot timpul, 30 minute înainte sau după și la temperatura corpului, nu la temperatura frigiderului. Sunteți endocrinolog. Da. Și susțineți acest mod de viață. Clar, categoric. După ce am început cura mea de slăbire, de fapt n-a fost nicio cură. A fost înlocuirea alimentației și a mânca, nu a ține o cură. Mănânci ca să slăbești. Cred că deja mănânci corect.
Deja trebuie să luăm o pauză de publicitate. N-am discutat nici pe jumătate am fi avut de discutat. Revenim după câteva momente, dragi telespectatori. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că tema emisiunii de astăzi este sănătate și prevenție. O să vă spun și că discuția de până acum este foarte interesantă și să vă rog să rămâneți alături de noi. Și vă reamintesc că invitații mei sunt domnișoara Andra Busuioc, care este președintele Asociației Investește pentru Viitorul Tău Buzău, și medicii Mădălina Drăgan, medic endocrinolog și nutriționist, și doctorul Daniel Drăgan, specialist în acupunctură medicală, acupunctură cosmetică și nutriție energetică. Toată lumea este preocupată de sănătate și de starea de bine și de starea de bine sau wellness-ul, cum în limbajul uzual, ca să zicem așa. Bun. Vorbeam la pauză despre suplimentele alimentare. Știu că parcă ieri cred că ați prezentat sau ați abordat și tema suplimentelor alimentare. Reamintesc telespectatorilor, ieri la Consiliul Județean a fost un seminar pe această temă de imunitate, sănătate, prevenție, cu specific pe imunitate și pe vindecare rapidă în doar 3 zile. Bun. Cum facem cu suplimentele alimentare? Când le luăm? De ce le luăm? E bine să le luăm? Luăm după ureche? Ne ducem și cerem la farmacie? Întrebăm pe cineva? Avem în vedere faptul că ele uneori... Întreb și eu acum, adică... Na. Ele uneori interacționează cu, da, cu medicamentele de sinteză, da, și am în vedere aici, uite că nu poți să te duci să, dacă tu ești în tratament, zic și eu acum, cu varfarină sau cu heparină sau mai știu eu cu ce, da? Da, pot exact, să iau Salix, da, care da, la fel are efect da, anticoagulant și atunci da, da, tot ce înseamnă antiagregant, plachetă da, și așa da, mai departe, da, vreau să le știți da, cu mult mai da, bine. Cum fac? Le iau după ureche? Cum facem? Da, doctor, da, vă rog. Pe partea de suplimente, clar, nu le luăm de după ureche, cerem un aviz specializat. Cui? Nu neapărat medicului. Păi nu neapărat medicului, da, nu pentru neapărat, că medicul nu da, o să încurajeze acest exact, lucru. Exact, exact. Mm-hmm. Cum am zis, ca medic endocrinolog era mult mai simplu să dau o sacoșă de medicamente și pacientul era fericit chiar în extaz, până am înțeles că suplimentele și-au rostul dacă lucrăm la imunitate din timp. Noi ce promovăm intens sunt vitamina C, vitamina D, vitamina B12, spirulină, curcumin, usturoi, oiu chiar. Și, da, și toate acestea o să vă ajute pe fiecare. Iar Daniel poate să spună de ce vitamina C acum. De ce vitamina C acum? Da. Chiar așa. Povestea e mai lungă, dar pornește tot din paleolitic. Omul, din, omul din paleolitic... Mai avem timp, să știți, până la fără 10 avem tot timp. Omul din paleolitic avea acces doar la fructe acre, la frunze, semințe, mâncarea lui, așa puțină, că repet, făcea foame 2-3 zile până prindea un animal mai mare. Dacă deci mâncarea lui... Să-l prindă. Da, exact, da, și mâncarea lui avea picioare. Asta era problema. Exact, da, da. La noi mâncarea nu are picioare, din potrivă stă lipită de noi cu frigiderul. Și avea acces la o mâncare extrem, extrem de încărcată în vitamina C. Și atunci marea lipsă din alimentația noastră actuală, ca om modern, este vitamina C. Și tocmai ca o adaptare negativă, acum privim în trecut, ca o adaptare a 2 milioane de ani, vitamina C noi nu putem stoca în corp pe perioadă lungă, ci nu știu, undeva maxim 2 săptămâni scade la cote alarmante și trebuie cam tot timpul să o suplimentăm. Și din păcate nu mai mâncăm pătrunjel, nu mâncăm fructe acre, pentru că absolut tot ce găsim pe piață e hibridizat și măcar de 200-300 de ori mult mai dulce. Comparăm, de exemplu, un măr pădureț, pe care nimeni piață nu l-ar lua pentru că e acru, e urât, e găurit, cu măr Starkinson sau Jonathan sau Golden, parcă, da, de import, care e de 200-300 de ori, cum am spus, mai dulce, nu mai are aceeași cantitate de vitamina C. Dozele recomandate, în general, într-o farmacie... Acum știți, iertați-mă că vă întrerup, dar știți că și în albă ca zăpada și 7 pitici vrăjitoarea nu vine da, cu un perișor de la Viermănos și vai, vine cu unul frumos, roșu, lucios, mare, da, nu? Băgat și în ceară. Că avea relații la market. Da, da. Așa, dozele recomandate, în general, de farmacii sau de medici sunt undeva la maxim un gram pe zi. Poate vânzătorii recomandă un gram pe zi, dar studiile făcute încă din timpul marii epidemii spaniole în 1918
au demonstrat că noi, ca oameni, avem nevoie cam de, vorbesc de greutatea mea, de exemplu, la 80 de kilograme, avem nevoie în medie, pentru prevenție, de 2 grame de vitamina C zi de zi. Iar în caz de viroze, efectiv scade vitamina C, spuneam în timpul seminarului, ca muniția. În timpul războiului, pe parcursul a 3, 4, 5, 8 ore în corp, încă e folosită vitamina C. Da? Și atunci avem nevoie să luăm aproape vitamina C din oră în oră, câte un gram, câte un gram. Deci să nu vă mire, dacă cel puțin auziți de la mine și la Mădălina, trebuie să luăm în timp de viroză 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, de la 4 în sus. Da, grame de vitamina C de 24 de ore. Da. Și vitamina D la fel, că e un combo. De o e cu mare rol în imunitate. Da, din câte exact, știu. Da, da. Mm-hmm. Fac un combo, iarăși exact. O adaptare negativă a noi ca oameni moderni, pentru că suntem îmbrăcați acum până în gât, iar omul din paleolitic era dezbrăcat și atunci asimila foarte mult vitamina C. Vitamina D, da. Vitamina D, de la soare, sigur, da. Da. O persoană care tunde iarba, coase, mm-hmm. e dezbrăcat măcar până la bust, în câteva ore acumulează în organism undeva între 15.000-20.000 de unități de vitamina D. Ori acum, dacă dăm la un copil, dăm poate 1000 de unități, o dată, maxim, 1000, o dată. Da. E insignifiant. Cum știm că trebuie să luăm suplimente alimentare? Cum știm că și când trebuie să luăm? Devine așa nouă, m-a dus să-mi iau și eu niște vitamina D. Că în momentul în care nu dormi suficient, îți cade imunitatea, categoric. Deci între 6 și 8 ore pe somn sunt obligatorii pe noapte. 6 ore ar fi ideal dacă cumva ești la... Nu poți să dormi 4 ore, nici 10 ore. Așa, dar clar suntem mai vulnerabili. Exact, suntem mai vulnerabili. Și dacă ai alt stres din exterior, un proiect, un deadline, multă foială în timpul zilei, atunci vitamina C o să te ajute. Vitamina C, D, zincul, acestea trei. Sunt de bază. Și apoi urmează spirulină și vitamina B12, omega-3. Acestea ar trebui reishi, ganoderma reishi, toate acestea ar trebui înserate în rutina noastră de zi cu zi și luate preponderent în prima parte a zilei când avem nevoie de energie. Pentru că pe seară nu mai ai nevoie de energie. Pe seară organismul tău în mod normal o să scadă nivelul de energie pe care îl consumă și de aceea nici mâncare nu avem nevoie seara, pentru sigur. Că tot ceea ce mănânci seara nu va mai fi consumat, va fi depus și ușor, ușor poți să, să ajungi noaptea cu capacitate maximă totuși. Să sperăm că tot ce a spus reprezintă substanțele active din suplimentele pe care le-a spus și nu sunt denumirile lor comerciale. Nu sunt. Și... Da. Ce, trebuie să știm și cum le alegem, de unde le alegem. Sigur. Da. Nu mergem la farmacie și dăm vitamina C, pentru că... Totuși, n-am reținut, poate ați spus și n-am fost toate. Întrebăm pe cineva înainte să luăm suplimentele? Ori un nutriționist, ori o persoană care are legătură cu o companie care furnizează aceste produse este mult mai bine informată decât chiar și un farmacist. De ce? De unde vine totuși o diagnoză, ca să zic așa? Cine știe dacă eu am o carență de... Dacă se poate la medic, ar fi ideal, dar un medic care este, nu neapărat medicină de familie, un medic pe partea de și homeopatie merge, deci medicina alternativă, da, și în momentul în care ți-a dat una, două, trei suplimente și vezi că te simți bine, mergi în continuare la acea persoană, chiar dacă este contracost consultația, pentru că până la urmă și starea banii pe care, da, nu are valoare. Și ego-uri sunt mai importante. Așa este. Ce avem aici? Ce gătește soțul meu? Dumneavoastră, domnule doctor, gătiți așa ceva? Da. De ce, cum, în ce fel și la ce vă ajută? Și ce ne învățați? E modul nostru de viață. Modul meu și sunt farfuriile noastre. Am văzut niște cartofi acolo. Erau prăjiți? Nu erau cartofi, erau păstăi. Aha, în niciun caz, nu o să vedeți la noi în frigider acasă lactate, pâine... Carne, zahăr, nu avem zahăr, nu avem pâine, carne. Chiar e o problemă când vin musafirii și noi nu avem pâine. Zic că veniți cu pâinea dacă vreți să mâncați. Nu pot să-și facă o cafea, de exemplu, dimineața, pentru că la mine nu găsim. Da, nu găsim zahăr. Da. Trebuie să ne cultivăm, de exemplu, germeni pe pervaz. Da. Bine, acum ne-am și mutat la o casă și avem acces la o grădină. Sperăm să o putem cultiva, să tragem maximul de potențial. Dar, vedeți, foarte multă lume mă întreabă. De unde îmi iau eu fructe și legume bune? Că acum totul e hibridizat, totul este plin de pesticide. Adevărat. Și sunt disperați și sunt din start dispuși să renunțe. Și eu spun, nu renunța. Sunt atâți producători români care sunt dispuși să-ți aducă acasă, chiar și marile orașe, pătrunjel, mărar, păstârnac. Până dar la urmă nu este și un fel de patriotism local. Exact. Nu? Dacă luăm de aici, de la noi, de pe, exact. Pe Facebook sunt foarte multe grupuri cu producători locali. Deci vin la ușă și îți aduc
sacoșa cu roșii. Știți, s-a instaurat o neîncredere, așa că observ la mâna lume o neîncredere cu producătorii locali. Deja nu mai ești sigur că... Acum, haideți să vă spun chiar, uite, mi-amintesc o experiență personală. Anul trecut eram prin Bucovina, zic, domnule, uite, hai să iau de la producător local. Cartofi, mere, cea... Nu erau de la producător local. Chiar și așa. Ajuns okay. acasă, m-am lămurit că erau tot de prin hipermarketuri. Chiar și așa e o diferență foarte mare între a mânca lactate, brânză, pâine, mm-hmm. zahăr mm-hmm. și a mânca totuși un măr, o țelină, un morcov care poate chiar a fost tratat cu două pesticide. Da. Aș prefera da. Varianta a doua, legume decât crude, din, decât, exact, lacte, decât boala care este în produsele lactate și în... Uh-huh. Și produsele lactate uh-huh. e o discuție mare, uh-huh. de ce străbunii noștri mâncau și erau sănătoși. Da, mă întreb, că e mâncau simplu. Și mâncau exact, serios da. Produse lactate. E simplu. Și noi am crescut cu ele. Consumam lactate de la Bălțata Românească, care uh-huh. avea un alt tip de beta-caseină comparativ cu laptele de astăzi. De astăzi. Uh-huh. Pentru că realitatea asta este că nu era gospodar fără o vacă în curte, fără o oaie, fără... Da, laptele da. Era de bază. Pâinea era dospită, fermentată, era, da, era cum aia făcută, uh-huh. iarăși se consuma glutenul din... Care e diferența? În primul rând, glutenul e... Nu, cu maiaua și cu drojdia. Maiaua e o cultură de drojdie, de bacterii benefice, uh-huh. care au nevoie de un proces termic de fermentare și ele se hrănesc, practic, cu glutenul din pâine și cu alți compuși. Și rezultă o pâine fără potențialul acela negativ dat derivat de gluten. Și e net superioară, la fel cu și ca și chefirul. Asta vreau să spun. Chefirul făcut în casă. Din cultură de da. Chefir. Uh-huh. Și sunt la fel grupuri pe Facebook în care Chefir România și tu, Andrei, ai luat granulele tot la invitat. Da. Da? Și se donează. Adică noi sunt o comunitate de oameni care se înmulțește bacteria în mod normal și acea bacterie se donează ca un niște granule mici, mm-hmm. albe, bufoase mm-hmm. da, și mm-hmm. se pune lapte normal peste și bacteria respectivă se hrănește cu lactoză și atunci se transformă în chefir care are efecte, are miliarde de bacterii versus un probiotic cumpărat din farmacie și este extrem de ieftin comparând cele două. Bun, acum noi știm bine că diferența sau realitatea dintre două scenarii la fel de posibile, să zicem, cel în care mâncăm clasic, ce avem în magazine, și cel în care mâncăm ce spuneți dumneavoastră, diferența o face statistica, zic și eu. Adică sunt mai sănătoși cei care mănâncă așa și cum e? Ați făcut vreo studiu, poate e mult spus, dar măcar ați încercat da. Să vedeți. Da, fac, dar nu fac și studii. Am o comunitate foarte mare uh-huh. pe TikTok. Eu sunt om mai clasic, dar la un moment dat când m-am decis anul trecut să intru pe TikTok, am vrut să am acces la... populație și atunci am făcut de foarte, foarte multe ori, am făcut chestionare și mi-au venit răspunsurile. Nu e vorba doar de că sunt mai sănătos dacă mănânc, așa. Ci mi-am vindecat boala de care sufăr de aici 20 de ani. Diferența. Da, deci deja trec în partea cealaltă, spre vindecare, mm-hmm. spre regenerare. Corpul se regenerează, se vindecă dacă îi dau condițiile necesare. Care sunt cele? Post, apă, mâncare mai puțină, iar dacă mănânc, mâncăm doar ce avem în imagine. Dar cred că este și eu, acum că au fost sărbătorile, dacă telespectatorii stau și se gândesc că au fost sărbătorile, cum ne-am simțit în perioada sărbătorilor? Ne-am simțit obosiți că doar am intrat în concediu și ne-am relaxat? Sau din cauza a ceea ce am avut în farfurie? Și acum, surprinzător este că toată lumea vrea detoxifiere în luna ianuarie de ani de zile. Adică eu mă știu de când mă știu eu toți. Ei, este o modă asta cu detoxifiere. Da, dar când mănânci carne, foarte multă carne, de trei ori pe zi, după aceea îți vine să dormi. Pâine și lactate, da. Da, băi. Eu când mănânc carne, am mine să dorm, când mănânc o salată, am mai multă energie și mai întrebi nici măcar a doua cafea care o beau în timpul zilei. Apropo de energie și noi după masă, n-ar trebui să ne punem în pat să ne odihnim. Mănânci ca să trăiești, nu trăiești ca să mănânci. Da, și atâta timp cât ai o masă, tu trebuie să-ți continui cu mult mai multă energie activitățile de peste zi. Nu să te pui în pat. Ce aș dormi, ce aș sta întins, ce m-aș odihni. Da. Aici unde sunteți? Sau unde săptămâna trecută la Brașov am avut un seminar cu alături de compania cu care noi colaborăm și aceea wellness și suplimente. Da, exact. Mm-hmm. Din Turcia, da, am zis. Și aici un curs de acupunctură la care... Și anul mm-hmm. trecut a ținut cursuri de acupunctură, însă mult mai restrâns. Aici avem, de exemplu, germen de fasole mung cu mm-hmm. ardei iute, care conține factorii antiinflamator.
aici din nou germen, fasole mung germen, ouăle ridiche și paste din orez, da, paste din orez, nu mâncăm. Sau paste fără gluten, dacă e să mai dăm petit. Și aici unde ziceați că cartofii, acolo sunt păstăine. Nu, în altă parte vă zisem și mi s-a părut că sunt cartofi. Și aici iertați frunzele pe care le tăiem cu farfecul și le punem în farfurie. Da. Năut cu paste de orez și valerianelă. De când trăiți în felul ăsta? Că asta e deja o viață. E un mod de viață. Da. Din anul 3 eu, de medicină. În 15 ani am început treptat să implementez și în diverse șocuri, tot generate de suferință, am mai înăsprit un pic, am mai făcut un pas, am mai trecut un pas cu hidratare mai bună. Și soția, sincer, mulțumesc că am lângă mine. Este o persoană foarte pofticioasă. Super pofticioasă. Sunt foarte pofticioasă. Și poftele sunt date de flora bacteriană modificată, de la nivelul intestinal. Slavă Domnului că am lângă mine. Și ea e un factor care mă determină să continui, să merg. Eu, prin persoana care o îndrum, sunt și eu ceea ce trebuie să fiu. Pentru că dacă nu aș face ceea ce îi predau, îi explic, eu nu pot să țin calea aceasta. Ce fac hernile alea de disc? Cum că pot să fac podul. Dacă la 47 de ani... Cred că nu trec nimic. Dacă la 47 de ani pot să fac podul pe spate, nu știu cât fac. Eu când l-am întâlnit, am dat vreo 30 și am zis, cum te-a putut face omul ăsta până la 30 de ani? Faceți podul. Ce vertebre aveți? El cât? Mai știți? La S5. Da, acolo. Și dacă 2-3 zile, la un Paște, la un Crăciun, la o nuntă, la o excursie, consum ceva în plus, o prăjitură, o brăzică, ceva, încep să simt dureri, nervus sciatic. De ce clasic? Deci, știu. În acest moment, cu siguranță, spun că va trebui să ne mai întâlnim. M-aș bucura foarte mult să mai veniți. Aveți un mesaj pentru cei de acasă, pentru că ne apropiem de sfârșit, mai e un minut, două și poate aveți... Eu aș vrea să vă îndemn pe toți mesaj. Cei care priviți să intrați pe site, pe site-ul lui drăgandaniel.ro, să vă abonați la newslettere, pentru că o să vină foarte multe informații gratuite. Și așa cum am schimbat viața unui singur om, noi dorim să schimbăm viețile a multor persoane, așa cum am spus, pro bono, și persoanele care cu adevărat vor să schimbe viața vor merge după indicațiile noastre. Pentru că tot ceea ce ne dorim este să vedem oamenii fericiți. Și fericirea este, de fapt, un vis al multora, să fii fericit. Noi trăim viața aceasta să fim fericiți, să avem o stare de bine în fiecare zi, să avem energie, să ne putem juca cu copiii noștri, să putem merge în excursii, să putem face toate lucrurile așa cum am fost dați pe acest pământ. Știți când ne dăm seama că asta trebuie să facem? Când nu le mai avem. Atunci ne dăm seama. Da. Da. Dar, doctor Drăgan, aveți un mesaj pentru cei de acasă? Mesaj am dat la câteva zile, aproape în direct, pe canalul de TikTok. Dacă vor să afle mult mai mult despre ceea ce am expus astăzi, să intre. Mă caute pe TikTok de drăgandaniel.ro. Acolo văd mesajele. Sincer, mi-aș dori un român, la modul general, sănătos și fericit. Dacă pe partea de politic nu ne putem implica, pe partea de economică, dincolo de puterile noastre, măcar pe partea de sănătate, aș vrea conștientizare, stare de bine, asta îmi doresc. Pentru că viață. Suferința doare, într-adevăr. Costă și doare. Costă și doare. Andra Busuioc, aveți un mesaj pentru cei de acasă? Îndemn de acum încolo buzoienii să fie mult mai receptivi la orice seminar care li se oferă gratuit, chit că vine din partea noastră sau din partea altor persoane, pentru că noi investim timp și vrem să le dăm informații prețioase. O să începem un nou proiect în parteneriat cu domnii doctori aici de față, plus mulți alți medici. Ori mă pot urmări pe pagina mea personală, Andra Maria Larisa, pe Facebook, ori pe pagina asociației Investește pentru viitorul tău Buzău. Și îndemn de acum încolo să fie mai aproape de noi. Mulțumesc frumos că ați fost astăzi alături de noi. Sunt convinsă că e un mare câștig pentru cei care ne-au urmărit de acasă și v-au urmărit, că în principal pe dumneavoastră v-au urmărit. Și vă mai așteptăm. Mulțumim. Cu sănătate sper să ne vedem unii cu ceilalți. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, stimați telespectatori. Până săptămâna viitoare, să aveți o stare de bine.